Băieții au făcut dedicații fetelor, dedicații muzicale. Ionuț a fost primul care i-a făcut o dedicație Raluca. Raluca era foarte zâmbăreață. Diana a urmat. Bineînțeles că Alex i-a făcut dedicația Dianei. Erau foarte veseli. La un moment dat, Diana a vrut așa cumva să pară mai, mai serioasă, o auzeam pe Tess care era lângă ea că o ruga să râdă și ea un pic să nu pară cumva supărată și Diana i-a răspuns lui Tez că nu vrea să râdă și oricum nu doar ea pare supărată, ca și cum și Alex ar părea că are ceva După ce s-a terminat melodia, Diana o întreba pe Tez, ai văzut și tu? Iar Tez i-a răspuns că ei nu i s-a părut nimic, îi se pare că Daiane, Diana ar avea ceva și uh, nu ar fi în regulă a urmat Ramona, a primit o dedicație din partea lui Ștefan, a arătat la un moment dat în plasmă, l-au arătat și pe Stelian împreună cu Ramona și aceasta s-a strâmbat. Tes a primit dedicație din partea concurentului cel nou, din partea lui Robert. Acesta i-a făcut o inimioară și Tes i-a răspuns la fel.